Travel Girl, bravo, Andreea Travel, Tonciu, bravo. Bună seara, bună seara, bine ai venit, draga mea. Vreau să le mulțumesc, Ilinca, scuză-mă. Te rog. Lui Basam și Solo și Bianca. Am emoții. Bună seara, bine ca de fiecare venit. Dată. Ei sunt echipa ta, să înțeleg? Da. Mă rog, în afară de fotograf, care... Da. E multifuncțional, iar nu are microfon, că eu nu știu de ce sunt la emisiunea asta, că în microfon n-am, nu sunt pregătită deloc, mă rog. Mă bucur tare mult că v-am văzut și vă mulțumesc tare mult, porțile se deschid pentru voi. Mulțumesc. Lăsați-mă în compania Andrei, nu de alta, dar aș mai avea câte ceva de retușat acolo, pe la machiaj, pe la păr, pe la... sau nu știu dacă eu, poate fetele. Da. Nu? Mare drag. Ia să le întrebăm. Măi, Andreea. De câteva galete îmbrăzi numai negru. Rochie neagră, rochie neagră, rochie neagră, a patra ținută neagră. Mai schimbă, fată, că ai haine destule. Simetrul ăla nu-și face treaba. Ha? Pupii de la Bia. Oana! Arăți ca un star, dragă. Wow! Deci arăți ca un star. Mulțumesc. N-aș avea ce să spun, îmi plac foarte mult pantofii. Foarte, foarte mult, îmi place părul. Mi-am primit cadou de Valentine's Day. Wow! Wow. S-a recompensat, gen. Da. Soțul Andrei, te rog să faci gesturi mai des, pentru că face foarte des. Îmi plac pantofii Andrei. Felicitări, Andreea, să fii fericită și mult succes. Hai, stii. Mulțumesc. E, dacă totul e lapte și miere aici la concurente, să vedem cum stăm din partea juraților cu comentariile în fața lor, Andreea. Faceți loc că vine nașa, nașa, nașa. Vine nașa, bogătașa, nașa, nașa. Luați de aici, metelor. Bonsoir, dragă. Deci, cum era cu sistemul? Poftim? Cum era cu sistemul? Cu sistemul din Dubai. Ceva mai pe sistem. Da. Să știi că și mie îmi plac pantofii, sunt frumoși. Mulțumesc. Ai fi putut să faci chiar și ceva cu acești pantaloni în combinație cu pantofii pentru ideea din seara asta, doar că în partea de sus eu nu aș fi pus acest blazer asimetric. Mă gândeam la o cămașă albă cu un guler montant, nu știu, la altceva. Măi, eu zic de invidiat, momentul a fost foarte dinamic, pentru că tu ești așa o tipă pe sistem. Bă, în general ești pe sistem. Și eu aș fi văzut, să știi, puțin mai mult styling. Puțin mai mult? Măi, nu e cel mai frumos costum, dar îți vine ție foarte bine. Mulțumesc. Ai fost dinamică, oamenii care i-ai avut au fost dinamici și au fost real, pentru că, din câte am înțeles, chiar te ajută. Da. Bă, nu mă deranjează ținuta asta pentru o copie, pe mine. Pentru că eu le văd și altfel, colegii mei le văd altfel. Nu mă deranjează foarte tare, îmi plac foarte tare pantofii, pentru că sunt acei pantofi pe care toată lumea și dorește, inclusiv bădulească, am disperat cu pantofii ăștia. Dar pentru că eu am cu toc de 10 începând din seara asta o să ai un dușman în ea, pentru eu că și nașa mea tu, și are, tu i-ai și ea nu i-are. Părul este foarte frumos aranjat. Mulțumesc. Și ai cel mai bun moment. Mulțumesc. Mi s-a spus că am avut un moment plictisitor. Păi ce să fac? Cu ce a fost diferit momentul Andrei, că eu nu înțeleg. A avut același lucru. Ah, da, într-adevăr, a fost plictisitor că am adus un fundal pe care l-am și montat, că mi-am adus oameni care să-mi facă poză. Era cover girl, ce trebuia să dansez. Nu înțeleg. Au fost două persoane seara asta în costum care nu au avut styling deloc pe lângă. Ok, Alexandra și-a mai pus un choker la gât. Andreea nu a avut nici măcar choker la gât și a fost perfectă ținută. No, eu nu înțeleg nimic, poate mă depășesc pe mine lucrurile astea, nu știu. Stai că intră în pisică nota. Nu în tine, în fizica. Să fii mai mare, Moris, că nu văd bine. Vezi, fetiță, perfect, sunt convins că ai ochi de vultur. Cobra către vulturul. Doi, s-o citesc eu. Doi? Doi, unu, doi, ah. Doi. Unu, unu, doi, nu-i problemă, sunăm acum. Bă, știi ceva, pentru atitudinea asta, vezi, ai luat nota doi, n-ai pus bot, nu te-ai supărat, nu te-ai mentăvălit pe aici, uite, eu dădusem nota deja, dar te aplaud și pentru faptul că ai înțeles ceea ce ți-a spus Moris și n-ai făcut o tragedie națională. Mulțumesc. Bravo. Nu mă pricep prea tare la revistă și la coperți. Dar pot să dau și note mari, pentru mulțumesc! Că ăsta e stilul meu. Pupii de la Tonciu, dar no. Într-un stil mai frumos. No, la tine e pe sistem ceva. Pe sistem oriental, la la la. Ala-i. Cam câte fete au avut în această seară fotografi în momentul lor? Cam patru. Cam patru, nu? Păi și atunci de ce momentul Andrei a fost cel mai apreciat moment și cel mai tare? Într-adevăr, a avut o energie foarte frumoasă. Pentru asta, felicitări, Andreea, dar totuși, toate am avut aproape fotografii.
Nu înțeleg. Stai, Madina, că tu faci o comparație acum care mă deranjează. În primul rând, eu ți-o spun, eu nu știu cine este Calina. Deci n-am auzit, n-am văzut-o în viața vieților mele la televizor sau pe undeva. Și tu ai zis că suntem egale. La ce suntem egale? La numărul de pantofi? Nici la ăla nu cred că suntem egale. Sunteți concurente. Așa, și dacă suntem concurente, ce? Păi eu n-am cum să fiu egală cu ea. Niciodată. Hai să zic ceva, mă pomenește Calina. Hai să spun ceva, Adina. Păi de cât să vii într-un platou, într-un show TV și să defilezi, mai bine faci, frate, ceva. Ai înțeles? Adică, dacă ești cover, că eu m-am venit cu trusta de make-up, cu stilistul de păr, cu fotograful, cu nebunile, cu toate. Mi-am făcut copertă. Știți câți bani m-a costat coperta aia să o fac? O grămadă de bani. Doar o simplă copertă. Barem eu am făcut ceva. Eu am făcut ceva. În momentul Andrei mi s-a părut la fel ca toate celelalte momente. Nu știu, am auzit că au spus jurații că ar fi unul dintre cele mai bune momente. Mi s-a părut un moment. A fost ok, a fost frumos, dar nu mi s-a părut wow. Aia, cum să nu fie momentul meu de 5? Trebuia să iau 5 pe linie, pentru că am fost singura care chiar am făcut cover girl, pe bune, și de la melodie la tot. Deci, sinceră să fiu, meritam să am 5 pe linie. Dragilor, să știți că sunt foarte fericită că mă susțineți din tot sufletul, apreciez foarte mult. Vă rog să o faceți în continuare pentru că am nevoie de voi și dați-mi așa sfaturi la mine pe Instagram, Toncio Andreea Oficial. Cum să-l cuceresc pe pisica aceasta mică, sălbatică, care este cu mine? Și nu uitați să mă votați la 1206 cu indicativul numărul 4. Vă pup și vă iubesc! Mulțumesc, Andreea! Că una ca Tonciu e preferată de mine. Eu niciodată n-am suferit-o pe Tonciu, poftim dacă vrei să știi. Dar în emisiunea asta sunt oameni care vin să demonstreze că pot fi și altfel, dar rămânând cu carisma aia, cu chestia aia pe care o aveau înainte. Că asta vrem. Iar până acum Tonciu cu asta a rămas. Dar lumea mă acuză. Te cumpără Tonciu. Pă bune, n-are bani să mă cumpere nimeni. I-am dat doia, să știi că i-am dat un pic cam mult Tonciu, dacă s-o să mă gândesc. Pentru că mi-a plăcut mai mult ținuta Biancăi Giurcanu, poate un pic mai mult. Și acum, dacă stau să mă gândesc, parcă i-aș fi dat mai degrabă unul lui Tonciu și o păstram pe Giurcanu cu doi. Pentru că Tonciu a venit totuși în seara asta cu o pereche pantofi frumoși și atât.